Vă prezint o cameră video de supraveghere pe IP. Este o cameră video de supraveghere model NC947G. Este o cameră video de supraveghere de exterior, fiind certificată IP66. O să vă arăt acum și cu ce a venit în pachet camera respectivă. Avem, bineînțeles, un alimentator care furnizează camerei o tensiune de alimentare de 12V, cu un curent maxim de 2000 de mA, care, după cum se vede, se conectează aici. Ar fi fost bun un cablu mai lung, dar ne va descurca și cu acesta. Pe lângă alimentatorul respectiv, găsim antena. Acesta are recepționarea semnalului 3G, 4G, Wi-Fi. Avem chetul de montaj pe perete, dar noi vom folosi alte debluri. Astea sunt cam fragile. Chestia asta se folosește în caz că am folosit un cablu UTP, dar fiind o cameră 3G, 4G și pe IP, noi nu vom folosi acest kit. Aici vom introduce doar cablu în momentul când ne vom apuca de configurarea inițială a camerei. Și avem camera de supraveghere propriu-zisă. În descrierea ce a venit la pachet, furnizată de către producători, producătorul se lăuda că ar fi de aluminiu. De aluminiu este doar suportul, restul sună a plastic. Și ar mai fi protecția deasupra, care într-adevăr este metalică. Dar o lăsăm toate în ajunsul acesta la o parte. Cu o privire în spate avem mufa, unde se interconectează antena 3G, 4G și pentru Wi-Fi. Avem eticheta cu instrucțiune și datele tehnice. După cum vedem, camera, mai bine zis, producătorul se laudă, camera ar avea un zoom optic de 10x. Rămâne să și vedem. Puțin mai jos aici, orificiul acesta, după cum se observă, este un microfon, ceea ce înseamnă că pe lângă filmările video, camera poate înregistra și audio, ceea ce este un avantaj. Revenim la partea frontală, după cum vedem, un obiectiv generos, distanță focală între 2,7 și 10,3 mm, ceea ce înseamnă un zoom de 10x. După cum spuneam, o să și verificăm să vedem. Senzorul de lumină care comută automat pe vederea nocturnă, iar iluminarea pe timp de noapte fiind este asigurată de aceste patru LED-uri destul de puternice, zice producătorul, care ar permite vizualizarea de imagini și filmarea imaginilor pe timp de noapte până la 50 de metri distanță. Venim pe partea de sus. Aici avem un capacel de cauciuc pe care o să o scoatem ca să avem acces la slotul pentru cardul micro SD. Putem folosi un card micro SD cu capacitate maximă de 128 de giga. Și ca noutate, pe lângă slotul pentru cardul micro SD, producătorul a dotat acest model de cameră cu un modul 3G, 4G. Asta înseamnă că putem insera în ea un SIM al unui operator de telefonie, Digi, Orange, Vodafone și mai departe. Un avantaj și un punct în plus, dacă nu dispunem de conexiune la internet și avem de supravegheat o zonă unde internetul este doar pe sistemul 3G, 4G oferit de către operatorii de telefonie. Pe lângă descrierea enunțată anterior, camera dispune și de funcția PTZ, adică permite o mișcare controlată de către operator dintr-un device, telefon, laptop, tabletă, ce folosiți dumneavoastră ca să vă conectați la camera, ceea ce permite o mișcare pe orizontală a camerei,
a unui de 180 de grade este la dreapta și o mișcare pe verticală la unui maxim de 60 de grade. Toate acestea combinate, zoom-ul de 10x, mișcarea pe orizontală și pe laterală, ar trebui să asigure o supraveghere video optimă a perimetrului pe care dorim să-l avem în vedere. Antena se fixează foarte simplu aici în spate. Cam așa arată, mai vine această tablă pusă de protecție deasupra. Și o să o conectez, o să o configurez pe router și o să revin în episodul următor și cum se configurează și reglează acest model de cameră. Numai bine, toate cele bune!